și al Sfântului Duh. Amin. Împăratul Ceresc, mângâietorul adevărului, care pretutinești toată neprinești, vizierul bunătăților și rătorul de viață, nu știu să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată chinăciune și mântuiește Dumnezeu Sfântului Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Prea Pucernice, Părinte, binecuvintează. Noi este Dumnezeu cu al Său har și al Său iubire de Doamne. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bună seara. Bine ați venit și noastră. Și trebuie să recunoaștem în această seară duhovnicească contează foarte mult prezența noastră și pentru renumele sau numele bun ale invitatului nostru. Care nu este altul decât domnul doctor Pavel Chirilă. Nu muzician, ci doctor. Și medic primar, doctor în științe medicale, zic bine, specializarea în medicină internă, terapie și homeopatie. Iată că interesul este deosebit de mare, domnul doctor, unde trebuie să remarc că duminica noi facem rugăciune pentru cei bolnavi. Și de la o vreme, ori auzi lumea că facem rugăciune pentru cei bolnavi, ori s-au mulțit bolnavi. Că sunt foarte multe cereri de funcționare în sănătoșie. Noi vă spunem bine ați venit în mijlocul nostru. Este o mare cinste și o mare. Și sper să vă simțiți bine. Am făcut cald, am făcut tot ce trebuie, v-am ușa pe aici. Așa că vă lăsăm pe dumneavoastră, vă dăm microfonul. Și aveți și aici niște întrebări puse, dar ce vreți la fel? Mulțumesc, Părinte. Faptul că s-au înmulțit pomenicile de duminica nu este o metaforă. Dacă extragem statisticile din Europa, o să vedem că poporul român este cel mai bolnav popor din Europa. Pe date obiective. Adică, are cea mai mare mortalitate infantilă dintre toate țările europene. Are cea mai mare incidență la tuberculoză dintre toate țările europene. De 10 ori mai multă decât media europeană. Și de alte multe zeci de ori mai multă decât cea mai scăzută tuberculoză din celelalte țări. Are cel mai mare spor negativ al populației, așa numim noi scăderea populației, spor negativ. Are cea mai mică speranță de viață dintre toate țările europene, undeva la 71,8. Cam atâta trăiesc în medie românii, mai puțin decât oricare altă nație din Europa. Are cea mai mare mortalitate prin cancer dintre toate țările europene. La cancerul de col uterin, de plămâni și de creier, este pe locul 1 din coada Europei. Și ca să nu plictisesc, mai sunt și încă alți indicatori de sănătate publică unde România este în coada Europei. Este realmente cel mai bolnav popor din Europa la modul obiectiv și statistic. Această realitate patologică din România este o rușine atât pentru conducători, dar oricât de dur mi s-ar părea, cred că și pentru noi înșine, pentru populația românească, pentru poporul român, deși dacă m-ar auzi acum Dan Puric, el face imediat deosebirea dintre populația românească și poporul român. Da. O să vedem în câteva minute sau zeci de minute, cum vreți dumneavoastră, o să încercăm să găsim niște explicații ale acestui fenomen. Cunoscând explicațiile, putem
să ne ajutăm și să încercăm să ameliorăm acești indicatori de sănătate care sunt o rușine pe harta Europei. Însuși Solomon, în învățătura lui, spune că până nu cunoști pricina unei suferințe, ea nu pleacă, nu dispare. De aceea, oricât de dureroase ar fi realitățile românești în materie de boli și bolnavi, e bine să le cunoaștem. Să începem cu cancerul, pentru că este o boală temută. E o boală care poate deveni gravă la un moment dat. Să vedem de ce are România cea mai mare mortalitate prin cancer și de ce la trei cancere, cu trei localizări, cum spuneam, plămâni, uter și colon, este pe locul 1. Dacă ne uităm în etiopatogenia cancerului, un capitol special din tratatele de medicină care se ocupă de mecanismul de apariție a unui cancer, aflăm următoarele lucruri. Zahărul, abuzul de hormoni, abuzul de carne și de mezeluri, sunt factori cancerigeni. Fumatul de asemenea. Rețineți că în România 27% dintre adulți sunt fumători. E cel mai mare procent dintre țările europene. Până acum 5-6 ani, 7 ani, și în Europa era procentul ăsta mare. Ei au dus o campanie antifumat foarte puternică și la ora actuală au scăzut sub 10% din populația adultă și este normal ca și cancerul de plămân să scadă. Ori la noi, popor sărac, popor amărât, popor cu salarii mici, cu pensii mici, dar 27% dintre adulți dau zilnic între 2 și 3 euro pe un pachet de țigări o viață întreagă. Faptul că renunță la o hrană sănătoasă ca să aibă bani să fumeze e problema lor. Dar faptul că se îmbolnăvesc de cancer pulmonar și mor nu e numai problema lor. E problema familiei, unde au niște obligații, și a comunității, și a parohiei, și așa mai departe. Dacă trecem la cancerul în sfera genitală, o să aflăm că între 1958 și 2013 în România s-au operat 22 de milioane de chiuretaje. Este un traumatism asupra aparatului genitourinar foarte mare. Nu mare, ci foarte mare. Dacă mai adăugăm la aceste statistici și frecvența mare cu care se ia pilula contraceptivă, frecvența mare cu care se dau hormoni de substituție în menopauză, frecvența mare cu care se ia pilulă de a doua zi cu efect contraceptiv, care e de câteva sute de ori mai concentrată decât pilula contraceptivă, atunci începem să înțelegem de ce cancerul în sfera genitală în România este mai mare decât în alte țări. Dacă mai socotim și faptul că în România nu există o limitare a numărului de fertilizări in vitro ca în alte țări, mai avem încă un argument, pentru că în timpul unei fertilizări in vitro, trupul femeii este dopat cu o cantitate imensă de hormoni ca să prindă sarcina respectivă. Dacă... Nu, lăsați să intervine, că nu mă deranjează, dar pot să vă invit la hospisul Sfânta Irina, unde sunt bănați stare terminală și printre femeile de acolo o să găsiți destul de des cele care au încercat 3, 4, 5 fertilizări in vitro și n-a mers și s-au încăpățânat să mai
încerce încă. Nu e vorba de numărul de bolnave cu cancer care au practicat fertilizarea in vitro. Este vorba despre numărul de fertilizări in vitro la o singură femeie. Poate aici n-am fost clar, da? Ok. Dacă mergem la cancerul de tub digestiv, aflăm că abuzul de zahăr, de carne și de salamuri sunt factori patogenici. De ce? Pentru că proteina de origine animală stimulează mitozele atipice, adică celulele canceroase. Proteina de origine animală. E vorba despre un abuz de proteină de origine animală. Dacă bolnavul este un ortodox autentic și e sănătos și respectă posturile bisericii, atunci deja el nu face abuz, pentru că din 360 de zile, după calculele, cam jumătate, 180 sunt zile de post. Deci nu mai există pericolul ca proteina de origine animală să fie atât de multă încât să stimuleze un cancer de tub digestiv. Problema însă vine din altă parte, pentru că mezelurile toate conțin un complex de săruri nitrice. Ca și conservanți și ca și ameliorator de culoare. Pentru că un salam fără aceste săruri nitrice ar fi cenușiu. Ar fi foarte urât la aspect. Această doză de 300 de miligrame între 300 și 700 de miligrame de săruri nitrice la kilogramul de produs finit îl conservă mai multă vreme și dă o culoare roz mai atrăgătoare, sau în orice caz nerespingătoare. Însă încă în anul 1980, cercetătorii au dovedit că sărurile nitrice, care sunt foarte asemănătoare cu azotatul din agricultură, tot nucleul nitro, azot nitro, da? Ei bine, aceste săruri nitrice în stomacul omului, unde este un pH acid întotdeauna, se combină cu aminele din carne, care sunt ultima fracțiune a unei proteine când ea se tot desface, și combinația dintre săruri nitrice și amine dau o substanță numită nitrozamină sau dimetil nitrozamină. E bine să țineți minte numele acesta, pentru că această substanță numită nitrozamină se folosește de vreo 60-70 de ani în medicină pentru a provoca un cancer la șobolan, dacă vrei să faci experiență pe el. Este, până acum vreo 5-6 ani, era singura substanță cunoscută care o puteai folosi cu precizie pentru a provoca un cancer. Îi dădeai șobolanului astăzi nitrozamină și a 14-a zi puteai să-l sacrifici pentru experiență, pentru că, în mod sigur, avea un cancer la ficat. Ei bine, până acum vreo 3-4 ani, Uniunea Europeană a limitat doza de săruri nitrice la 300 de miligrame, de câțiva ani încoace, a dat liber să pună mai mult, până la 700, aproape de un gram. Și sigur că producătorii de salam imediat au exploatat chestia asta pentru ca să țină mai mult la vânzare, să nu vină retururi și așa mai departe. Un alt factor cancerigen considerat printre cele mai importante este abuzul de îngrășăminte chimice azotoase. În Europa se toarnă în fiecare an, din 1952 încoace, circa 30 de milioane de tone de azotat în solul Europei. O parte trece în plantele tehnice și alimentare, o parte rămâne în sol și o parte în apă. Cu cât se toarnă mai mult, cu atâta în fiecare an crește cantitatea de azotați în plante, pentru că cei care rămân în sol se duc tot în plantele în generația următoare. Acest azotat se comportă exact ca și sărurile nitrice din salam.
ele stimulează creșterea plantei, a taliei unei plante, a bobului de grâu, de porumb, totul devine multiplicat mai mare, mai mare, mai mare, dar procesul acesta de înmulțire celulară armonică e la un pas de înmulțirea celulară disarmonică, care e cancerul. Cancerul asta înseamnă o înmulțire anarhică de celule. Ei bine, când puneți dumneavoastră la țară azotat la fiecare cuib de porumb, acolo știuletele se face mult mai mare. Asta este pasul dinainte de cancer. El seamănă, e frumos așa, toată lumea e mulțumită, dar din 1952 și până acum sunt 60 de ani de îngrășământ, de îngrășare a solului și azotatul se tot acumulează. Ceva specific, ca să revenim la poporul român, dacă vă duceți la Paris și beți o sticlă de băutură răcoritoare, neagră sau galbenă, nu contează cum, și vă uitați pe sticlă, o să vedeți că ea este conservată cu sorbat de potasiu. Dacă vă duceți în colț aici și luați aceeași sticlă, o să vedeți că ea este conservată cu benzoat de sodiu. Trebuie să vă puneți problema. De ce oare? De ce numai în România să fie conservată cu benzoat de sodiu? Stomacul românului și ficatul românului e la fel ca al francezului. Benzoatul de sodiu este un conservant pus pe lista neagră a tuturor țărilor, institutelor de cercetări, guvernilor. E interzis prin lege în Occident să se folosească benzoat de sodiu. Care sunt efectele benzoatului de sodiu asupra organismului uman? Cel mai important efect este așa numita producere sau generare de radicali liberi de oxigen. Niște produși toxici asupra celulei care cresc metabolismul anaerob, așa, metabolismul fără oxigen. Intoxică celula, o sufocă. Creează un pH acid în corpul omului și asta este la un pas de a favoriza nașterea unor cancere în diferite organe. Ei bine, de ce are cancerul cea mai mare mortalitate în România dintre toate țările europene? În primul rând, pentru că succesul în a domoli statistica cancerului, așa cum se prezintă situația anume la ora actuală, nu este din terapia oncologică, din citostatice și din alte medicamente. Ele și-au rolul lor și nu trebuie refuzate. Deocamdată, anii aceștia, până va apare ceva. Dar realitatea obiectivă din oncologie ne învață că un bolnav cu cancer poate supraviețui cel mai mult dacă boala lui este depistată în stadiul 1. 0. Când este in situ. Nu a ieșit în afara celulei. Ori acest lucru în România nu prea există. Există niște acțiuni timide ale Ministerului Sănătății pe linia aceasta. Dacă această acțiune ar fi luată în serios și s-ar depista cancerul în stadii foarte incipiente, majoritatea bolnavilor ar supraviețui și nu ne-am jeli cu acest procent infernal cu cea mai mare mortalitate dintre țările europene. Ca să scăpăm de acest indicator de sănătate, mai există o soluție. Prevenția, în afară de depistarea precoce. Prevenția. Ce înseamnă prevenția? Uneori înseamnă un lucru extrem de simplu. Nu mânca salam. Și în mod sigur, cel puțin din punctul acesta de vedere, sau nu mânca salam cu sărul nitrice.
scapi de un pericol care ține de nitrozamină. E o problemă aici că nu se face educație sanitară suficientă. Asta e vina noastră, a doctorilor, dar vă mărturisesc că este și o vină a oamenilor, a viitorilor bolnavi. De ce? Unde e deruta? Atât la pilula contraceptivă, cât și la zahăr, cât și la salamă. Efectul cancerigen se manifestă în 30 de ani de folosit. Acest lucru este greu înțeles de bolnav. Mie mi se întâmplă adesea să spun în cabinet, nu mai mânca salam, că faci cancer de tub digestiv. Și el îmi răspunde așa, nu fac, am mâncat și el salam și n-am făcut. Dar el vorbește foarte serios. El crede asta. Nu mai lua pilulă contraceptivă, că faci cancer de col uterin. Nu fac, eu iau de 5 ani și n-am nimic. Și așa mai departe. Aici este o mentalitate care trebuie depășită. Și această mentalitate se depășește greu. Foarte greu, din păcate. Foarte greu. Poate nici nu să fac suficiente predici, emisiuni, conferințe pe tema aceasta, că la un moment dat, dacă îi repeți omului o dată, de două ori, de 10 ori, tot îi intră în cap, oricât dărătnic ar fi. Și aceasta este problema cancerului în România. Este țara cu o incidență foarte mare și cu cea mai mare mortalitate din Europa. Și ar trebui să dea de gândit și așa, guvernelor și populației și profesorilor de la școli cu copii și așa mai departe. Și mamelor care își educă copiii. Avem și noi o bisericuță acolo la voluntari. Și părintele din când în când le spune enoriașelor să nu mai aducă la ofrande băuturi colorate. În negru, în galben, în alb, napolitane, violet, prăjituri de cofetărie vers. E clar că au un procent mare de chimicale în ele și sunt periculoase. De 14 ani avem noi biserica deschisă, n-a reușit până acum să le convingă pe băbuțele de acolo. Pentru că zahărul dă dependență, medical vorbind, dă adicție la fel ca morfina. Dacă pui unui copil în față care încă nu are instinctul pervertit atât de mult alimentar, pui o farfurie cu zahăr și una cu miere și îl inviți să mănânci, el miere mănâncă și se oprește. Pentru că el are în chip natural niște senzori gustativi care îi spun ajunge, pentru că acei senzori recunosc mierea. Pentru că Dumnezeu, când dacă citiți Geneza încă o dată, o să vedeți că nu întâmplător acolo, e o relație. Stăniloae spune că e o relație euharistică între om și mediul înconjurător, universul biologic și fizic. Se acceptă și se recunosc. Dacă îl invit să mănânce zahăr, el nu se oprește. Faceți experiența acasă și o să vedeți. Copilul nu se oprește când îi dai să mănânce zahăr. Pentru că nu-l recunoaște. Senzorii lui gustativ nu-l recunosc. Și senzația de sațietate fiziologică nu apare. Ei bine, copiii de la noi de la biserică, trăind în preajma noastră pe acolo și bolnavi și enoriași, știu conceptul acesta al alimentației sănătoase, bio, îi educ acasă, nu le dau de luni până sâmbătă să mănânce cu zahăr, nimic. Și copiii, după ce zice părintele amin la slujirea ofrandelor, se repet, toți își bagă mâinile în napolitane, bomboane, roz, etc. și fug cu ele, pentru că
Există dependență față de zahăr. E o agresiune, deci, din partea mediului social și economic și cum vreți să o luați, așa și creștinul trebuie să-i facă față. Dar chiar aș putea spune că este o problemă teologică aici la mijloc. Noi nu avem voie să corupem universul biologic din jurul nostru. Pentru că sigur ne pedepsește ceea ce se și întâmplă. Acolo, la Geneză, capitolul 1, o să vedeți în zilele creației că apare o sintagmă. După fiecare zi a creației și după ce a creat Domnul fiecare regne, mineral, plante, vrătoare, pești, păsări și în ziua șasea omul, așa, acolo apare o sintagmă care spune și-au fost bune fate sau și-au fost bine așa. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu a creat ceva perfect. Pentru că El, fiind prin definiție un Dumnezeu al perfecțiunii, nu putea crea ceva imperfect. Și atunci toate modificările, toate tentațiile omului de știință și a consumatorului de a schimba genetica aceasta de la creație, este imposibil să nu se întoarcă împotriva lui. Acum 20 de ani, după un șir de greșeli în alimentația omului, care datează din anul 1830, de când a apărut zahărul alb rafinat, și până acum, acum 20 de ani, a apărut ultima mare, să zicem, crimă la adresa alimentației omului, apariția organismelor modificate genetic. Pentru că s-a umblat la gena aceea de la creație. Uniunea Europeană, probabil forțată, influențată, nu contează cuvântul, tot știm așa ce e în spate, a încercat în primăvara trecută, în toamna trecută, cred, să legalizeze, să permită cultivarea organismelor modificate genetic în Europa. În Europa, de mai mulți ani, se consumă organisme modificate genetic, respectiv soia modificată genetic, importată din America de Sud. Cam 25 de milioane de tone pe an. Această soia e consumată mai puțin de oameni, dar se pune din abundență în hrana animalelor. Dacă cumpărați carne de la o fermă mare de câteva mii de capete, sunt sigur că animalele de acolo au fost hrănite cu soia modificată genetic. E bine, Uniunea Europeană a încercat să dezlege cultivarea organismelor modificate genetic și în solul european. Și nu s-a reușit acum 2 ani. Se discută acum să se pună din nou, că ăsta e procesul. Prima dată nu se reușește, după aia un pic și după nouă se reușește. Asta s-a întâmplat cu toate, și cu homosexualitatea și cu... Bun. E bine, nu s-a reușit datorită unui cercetător francez, profesorul Eric Seralini, care, exact în zilele în care se discuta la Uniunea Europeană problema asta, a venit cu o experiență făcută de el și colectivul lui pe un an de zile pe șobolani, în care a hrănit șobolanii numai cu porumb modificat genetic. Până la 6 luni animalele n-au avut nimic. Cu aceste experiențe au venit și firmele producătoare de semințe modificate genetic. Și au zis, iată că nu se întâmplă nimic, tot în regulă. Numai că Seralini a continuat cercetările până la un an, și atunci s-a dus la Uniunea Europeană cu fotografii în care cancerele de pe spinarea șobolanilor erau mai mari decât șobolanul. Deci, ceea ce era de așteptat, pentru că fiecare cancer debutează prima dată cu niște modificări ale genelor celulare
care să schimbă și încep să comande înmulțirea anarhică. Aici, fiind un porum modificat genetic, e clar că prima lovitură care a dat-o în domeniul patologiei animalelor a fost cancer. Dar organismele modificate genetic au și alte efecte secundare. Dau alergii, dau boli imune, inflamații, etc. Ei bine, până la urmă, Uniunea Europeană a zis nu. Acceptăm cultivarea în bloc a organismelor modificate genetic în Europa, dar lăsăm libertate fiecărui guvern să hotărască pentru țara lui. Dintre toate guvernele celor 20 și ceva, deci 7, 9, nu știu așa, Comunitatea Europeană, doar România a hotărât să cultive organismele modificate genetic. Deocamdată singura țară, țară originală, de cel puțin 20 de ani încoace, așa, și dacă populația nu se apără, după cum vedeți, nu prea are cine să o apere. Zic așa pentru că populația nu a reacționat. Prima parte a întâlnirii, știți bine că întotdeauna este alocată invitatului. A doua parte a întâlnirii este alocată dialogului. Momentan ne aflăm în prima parte a întâlnirii. Lăsăm acest spațiu în exclusivitate invitatului pe care îl avem. Vă mulțumesc. Cancerul este o problemă gravă, dar nu e singura. Iată, de exemplu, discutăm o problemă de mai mică importanță statistică, dar de o mult mai mare importanță teologică, care se leagă de un capitol al sănătății oamenilor. Știți bine că în urmă cu un an, în luna mai, s-a prăbușit un avion care se ducea să recolteze organe. În ziarul Lumina de ieri, sau de alaltă ieri, a apărut un articol pe tema transplantului de organe. De ce a apărut? Pentru că au apărut cardurile de sănătate care au anexat o mică declarație unde medicul de familie îl întreabă pe om dacă se întâmplă un accident cu el și intră în stare de moarte cerebrală, dacă îi se pot lua organele sau dacă vrea să le doneze sau nu vrea. De ce este importantă teologic această problemă? Este fundamentală. Deși nu se aplică în cazuri foarte multe, vreo 200-300 pante în România. Dar împreună cu încă doi colegi, eu ultimii 10 ani din cariera mea am fost profesor la Facultatea de Teologie, am predat bioetica, și aceasta este o problemă de bioetică, așa, și cu încă doi profesori, de la Sibiu și de la Târgoviște, am alcătuit un studiu pe tema morții cerebrale și l-am înaintat Sfântului Sinod. De ce l-am mai înaintat Sfântului Sinod? Cu speranța că Sfântul Sinod îl citește și revizuiește poziția de acum 10 ani, când Sfântul Sinod și-a dat binecuvântarea fără rezerve asupra conceptului de moarte cerebrală. De ce considerăm noi această discuție foarte importantă? Iată de ce. Șeful Comisiei de Transplant din România, văzând că noul card de sănătate s-ar putea să limiteze donarea de organe, a dat un interviu în ziarul Lumina
Și a spus așa, indiferent ce scrieți dumneavoastră în declarația din cadrul de sănătate, noi, dacă ajungeți în moarte cerebrală, tot vom întreba familia dacă să luăm organele sau nu, pentru că poate v-ați răzgândit între timp. Și noi nu știm, dar familia știe. Cum s-ar spune, el zice, vă anunțăm că nu scăpați. Cam așa. Indiferent ce scrieți voi acolo, să știți că noi suntem cu ochii pe cadavrul vostru și... Acum, de ce e importantă această discuție? Este importantă pentru că în joc este mântuirea acelui suflet care se află în moarte cerebrală. Cum este în pericol această mântuire? Odată că antropologia creștină, la Sfinții Părinți și până în ziua de astăzi, este foarte clară. Atâta timp cât sufletul este în trup și inima bate, persoana respectivă e vie. Nu există moarte cerebrală și nemoarte cerebrală. Există viață sau moarte. În momentul în care sufletul se desprinde de trup, atunci intervine ceea ce noi numim moartea biologică și care coincide și cu noțiunea de moarte din cele mai vechi timpuri, până să avem noi electrocardiograme, electroencefalograme și așa mai departe. Ori, ce spun teologii creștini din lume și bioeticienii creștini? Chiar dacă omul în comă și în așa numită moarte cerebrală nu mai comunică cu mediul social, nimeni nu poate să întrerupă comunicarea cu Dumnezeu. Uneori, asta știu și duhovnicii, care aveți dumneavoastră, și teologii, și oamenii din biserică care citesc mai mult, chiar minutele din fața morții sunt salvatoare și pot să salveze sufletul acelui bolnav cu toate greșelile lui făcute timp de o viață întreagă. Dacă el experiază o pocăință imensă în relația cu Dumnezeu în clipele, orele sau zilele dinainte de moarte, el poate fi salvat. Ori tocmai această perioadă vin chirurgii și decupează organele și de-abia după aceea se duce cadavrul jos la morgă. De-abia după aceea îi se face certificatul de deces. Sunt argumente medicale împotriva acestui concept de moarte cerebrală. Sunt argumente teologice, sunt argumente duhovnicești, sunt argumente juridice, sunt argumente psihologice. Noi pe toate le-am trecut într-un astfel de studiu. Odată, ce argumente medicale avem? Odată că au fost cazuri care s-au trezit din așa numită stare de moarte cerebrală după 16 ani. Oricând în perioada asta îi luau organele, era legal. Dar nu era corect duhovnicește. În al doilea rând, există o boală numită rombencefalita acută, care timp de 14 zile imită perfect moartea cerebrală. Dar în a 15-a zi, omul se trezește și pleacă la servicii. Ori diagnosticul de rombencefalită se pune foarte greu și pot fi confuzii oricând. În al treilea rând, au fost femei care au fost lovite în accident, au întrunit toate criteriile de moarte cerebrală, dar ele erau gravide și dacă au fost asistate respirator și cu perfuzii, cu hrană intravenoasă, au născut la 9 luni prin cezariană copii normali. Ori nu poate o femeie moartă să nască un copil viu. După aceea există argumente
mult mai subtile decât le-a prevăzut medicina vreodată. Au fost oameni care au fotografiat trupul bolnavului care stă în comă de 3 luni, de 3 zile, de o săptămână, cu diagnosticul de moarte cerebrală, oameni care nu puteau comunica cu nimeni și nimic, și doar în momentul în care chirurgul a băgat bisturiul ca să-i scoată ficatul, rinichii, nu mai știu ce așa, a început să plângă. Fără să poată comunica el, să spună ce se întâmplă. Și există și argumente de ordin antropologic creștin foarte serioase, pentru că atâta timp la noi în creștinism, știți că inima este centrul corpului, nu creierul. Acolo e împărăția lui Dumnezeu, acolo spun Sfinții Părinți, când a gustat Adam, mintea a ieșit din inimă și a început căderea și efortul imens al umanității spre mântuire este de a readuce această minte în inimă, lucru posibil numai după venirea Mântuitorului. Ei bine, atâta timp cât inima bate spontan și în conceptul de moarte cerebrală, inima bate spontan. Inima nu e afectată. Atâta timp cât bate spontan, sufletul este în el. Numai când anestezia s-a terminat și organele au fost extrase și bolnavul coboară la morgă, atunci sufletul pleacă. Când se oprește inima. Iar inima se oprește când decupează toate celelalte organe. Ok. Să sperăm că la un moment dat Sfântul Sinod se va pleca din nou asupra acestei probleme, nu pentru că sunt multe cazuri, dar pentru că fiecare caz în parte este gravisim din punctul de vedere al șanselor de mântuire care se suprimă înainte de vreme. Sigur că am avut discuții asta cu unii erași și mi-au spus în toată lumea să fac transplanturi. Nu putem opri acum în România transplanturile că așa crezi tu sau că așa vrei tu sau că vii cu o părere așa în forță, cu argumente, cu nu știu ce. Ce-i de făcut? E un adevăr în această problemă pusă. Există o soluție de compromis care însă absolvă biserica ca organism întreg de la a-și da verdictul asupra unei probleme nelămurite de 2000 de ani. Pe vremea Sfinților Părinți nu se făceau transplanturi de organe. Biserica ca instituție poate să nu se pronunțe nici așa, nici așa și să lase totul la dispoziția duhovnicului. Ortodoxia are această instituție a duhovnicului care este magnifică, am putea spune, prin care multe se pot rezolva, pentru că așa este specificul ortodoxiei noastre, a bisericii noastre. Ei bine, vă aștept cu întrebări și după aceea mai avem puțin de comentat o carte, dacă doriți. Da, frate. Cu cât timp